David Guetta și Sia, l-am așteptat și pe Cătălin Striblea în studio. Rațiunea zilei, a sosit Cătălin, salut, bine venit. Salut, ce faci? Plouă. Nu o să plouă și săptămâna asta, am impresia că o să plouă și săptămâna viitoare. Am vrut să spun că plouă la ora asta, că dacă nu vezi pe geam, să știi măcar că plouă. Adică... Știrea era că nu plouă. A fost că așa un pic de dimineață. Doamne ajut. Trebuia să stropească gazonul înaintea meciului. Ce meci avem acum? Păi avem de la 16, așa. Uite, Ucraina-Macedonia de Nord. Am văzut elicopterul care se învârte, a făcut o tură și pe la noi. Știi că sunt două elicoptere, unul care stă deasupra Arenei Naționale și unul care dă ture așa. Sau usuce iarba sau ce? Nu știu ce fac cu ele, cred că filmează sau păzesc na, ăștia macedonieni, că sunt periculoși. Știi că ne-au scris ascultătorii noștri care se plimbă acum prin zona Unirii, știi? Și erau foarte supărați că se curăță fântânile alea de la Unirii chiar acum și nu poate să-și facă suporterii poze cu ele. Ha, ha, ce ghinion! Exact azi... Ce ghinion pe săracii macedoneni, da. Da. Dar ai văzut ce lovitură au dat patronii noștri din centrul vechi? Nu. Ce s-a întâmplat? Ah, erau mii de macedoneni pe două străzi acolo în centrul vechi, luaseră cu asalt toate cârciumile de acolo. În sfârșit... Îți dai seama dacă s-ar fi jucat Finlanda-Rusia, ce lovitură era. Era plin de macedoneni. Două zile nu mai auzit supărat la televizor pe Mugur Mihăescu Garcea. Corect. În sfârșit o să fie mulțumit. Mai eu mi-aș dori să câștige Macedonia de Nord, dacă e aproape imposibil să câștige Euro. Știi, mă gândeam cu cine să țin eu la campionatul ăsta. Oricum am o afinitate față de Italia și acum, serios, mi-ar plăcea ca Italia să câștige și chiar are șanse după cum a început. Dar așa, parcă, nu știu, tot cu macedonienii m-aș duce, știi, să provoace o surpriză. Vrei... Da, așa, surprizele sunt frumoase, cum a fost Danemarca în 90. Exact. Da. Da. Dar, da, mă rog, în fine. Sau aia, au, cine erau? Aia, Islanda. Așa, aia islandezii. Toți care ne bat de nicăieri, știi? Toți care ne bat pe noi. Hai că am venit cu o grămadă de vești care sigur vor fi controversate și vă promit că săptămâna viitoare, care e ultima de România în direct sezonul ăsta, găsesc timp pentru dezbaterea asta, dar întâi să vă dăm știrile, nu? Rațiunea zilei. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Se adună din ce în ce mai multe date în acest moment, fie că sunt publicate de presă, chiar și pe site-ul Europa FM găsiți un material scris de Anca Grădinaru, dar există și proteste deocamdată timide la unor sindicate, că se va emite, că guvernul va emite o ordonanță de urgență care va reașeza un pic sistemul sanitar, în sensul că va da posibilitatea celor care doresc să se trateze la privat cu ajutorul asigurării de sănătate, asta pe care o plătim cu toții. Deci pe banii statului, pe banii administrați de stat. Administrați de stat să te duci la privat. Okay. Să te duci la privat. Adică acum știți ce se întâmplă, da? Când, Doamne ferește, te îmbolnăvești, ai nevoie la un spital în România și așa mai departe, nu plătești pentru că ești asigurat și ei îți fac niște hârtii acolo și se reglează cu statul. E, se petrece acest nivel la anumite programe de îmbolnăviri, la anumite programe naționale pentru bolnavi și în clinici private. Acum se extinde treaba asta și pentru alte lucruri și pentru alte boli și să zicem că ai de făcut o operație sau un consult sau o internare sau un set de analize mai complicate, vor fi stabilite domeniile astea, nu te mai duci la stat din motive care țin de tine, îți alegi doctorul și clinica privată și atunci clinica privată va deconta bani din asigurarea pe care ai plătit-o. De la ceea ce se întâmplă și acum, în acest moment, pentru analize, pentru... Da, te mărește... duci, numai că se termină plafonul ăla imediat, exact. În 2-3 zile. Și... Acum se mărește cam cu încă 10%, înțeleg, sau cel puțin cu 10% în anii următori. Doar că asta, în mod evident, presupune două probleme. Nu toată lumea va avea acces în spitalele private din rațiuni financiare, pentru că nu-ți suportă întreaga sumă. Cheltuielile într-un spital privat sunt mai mari pentru că e cazarea mai bună, știu eu, au altă instrumentare, altă, serviciu medical în sine costă la fel cel de contat de casă. Dar ce se întâmplă în spitalul privat e mai scump. Nu toată lumea poate să acopere diferența aia. Da? Și mai înseamnă un lucru aceasta... Înseamnă că din banii care merg către spitale de stat acum, se va pierde o parte din plăcinta asta. Cât anume? Păi, acest 10% de care zic. Deci ai tu ceva de genul... Până în 10% sunt pentru 4.000 de paturi. 4.000 de paturi. Asta e un semnal pe care l-a tras Cartel Alfa, da, una dintre organizațiile sindicale, și a spus, dom'le, se ia decontarea pentru 4.000 de paturi, cum ar fi din sistemul
public, de stat, de public. Public și se duce în partea asta la altă, la privat. Da? Și bun, ei aici aș spune multe chestiuni, că sunt multe chestiuni de discutat, de acces în primul rând, dacă e bine să iei bani din sectorul public care și așa este afectat ca să dai în sectorul privat. Și aici ne întâlnim cu două filozofii de gândire, să spunem așa. La noi, în România și în Europa, noi plătim la sănătate în comun, adică suntem solidari unul cu altul, ca în eventualitatea în care cineva e bolnav, sumele să poată fi decontate și restul îl sprijină. Deci nu e ca și cum am avea banii care ne urmăresc, cum e în America. În America, aia e asigurarea ta, ăia-s banii tăi, cu aia te descurci. Aici nu, tot satul se concentrează să îți plătească... Ei nu știu cum o fi mai bine, sincer. E, are avantaje și dezavantaje. Această chestiune însă, în momentul în care se întâmplă în spitalele private, înseamnă următorul lucru. Că unui cetățean care are mai multă dare de mână, sigur că îi plătim și noi partea lui de asigurare și mai pune el și chipurile primește un tratament mai bun sau pe care și l-a ales. Numai că această chestiune rupe solidaritatea, pentru că un cetățean care nu-și permite să plătească restul serviciilor nu va alege, nu va beneficia de ele, nu va merge la privat. Și atunci se rupe această solidaritate. Dar tot va beneficia de un serviciu medical, ceea ce în Statele Unite e posibil să nu. Adică în Statele Unite e sigur, n-ai asigurare, ești pa. Da. Lucrurile sunt foarte clare. Sigur că a venit și a mai corectat din sistemul ăsta Barack Obama cu Obamacare, dar lucrurile sunt complicate. Aici, în schimb, dacă nu ai banii de privat, te duci la stat și sigur primești acolo îngrijirile respective. Sistemul ăsta nu merge la nesfârșit, adică să nu vă închipuiți de acum că dacă această ordonanță va fi aprobată și nu va fi contestată și știi cum se întâmplă lucrurile astea, că oricând, oricum, în orice condiții, cineva va putea merge la privat și va zice, gata, eu aici vreau. S-ar putea să nu mai fie bani de decontat, s-ar putea să nu fie locuri, sunt mai mulți de dacă și de parcă. Dar eu am încercat să vă explic așa cu calm și așezat ca să înțelegem cu toții întreaga poveste, pentru că ea are și o componentă de comunicare pe care o veți vedea în zilele următoare și care mie îmi displace. Mulți politicieni și oameni ale căror interese nu vreau să le discute. Tind să exagereze, de ambele părți. Domnule, da, nu veți mai avea acces la sănătate. Veți muri pe străzi, da. Vi se va întâmpla așa și pe dincolo. Nu e vorba de așa ceva. E vorba de un transfer de bani care, sigur că mai sărăcește sistemul public care și așa uneori e o gaură fără fund și duce la niște oameni. Este un tip de reformă în avantajul celor mai cu dare de mână. Asta să spunem. Asta face un guvern de dreapta, duce către cei mai cu dare de mână. Acum, dacă e bine sau rău, ar fi interesant de căutat dacă se mai întâmplă și în alte țări din Europa acest sistem și unde. Adică dacă am avut de unde să ne inspirăm sau e o chestie originală românească? Nu e originală, nu. Se întâmplă. Și până la ce nivel? Nivelurile sunt diferite, chestiunile legate de pachetul de servicii, că nici asta n-are România definit foarte clar. Adică ce poți să faci? Pentru ce te duci într-o clinică privată? Care sunt acele servicii pentru care? Și atunci fiecare țară își găsește diverse drumuri în chestiunea asta. Nu există un drum unitar sau clar separat decât... Și ar trebui cumva să țină cont și de nivelul de salarizare, de puterea de, cumpărare, cum s-ar spune, a serviciilor. În mod evident că... Pentru fiecare țară. Rol că se vor uita și la chestiunea asta, vor face un pachet de servicii, cum se cheamă, adică îți vor spune, uite, cu tare și cu tare, cu tare, cu tare de cont. Astea nu decontăm, te duci mata în partea aia la altă. Ai promis că vei urmări subiectul, chiar te aștept săptămâna viitoare cu ediția România în direct pe tema asta. S-au aglomerat foarte multe lucruri la România în direct, sper să avem timp, că o să mai avem 4 ediții la dispoziție. Îndrăznesc să cred că va fi una dintre ele, pentru că e o dezbatere grea care merită purtată și chiar înainte, acum... Și din datele pe care le-a aflat Anca Grădinaru și așa cum văd și pe Hot News, e posibil ca asta să intre în vigoare pe data de 1 iulie. Adică e aici. Mâine pe mâine, da. E în preajma noastră și trebuie discutată, sigur. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Striblea. A fost Rațiunea Zilei. Continuăm drumul cu prioritate. Să aveți o zi frumoasă.